Moldoveni de succes din afară. Bună seara tuturor, bine v-am găsit. Vreau să mulțumim mult echipei VIP Magazin, doamnei Rodica Cioronică, Roger. Într-adevăr, sunteți bravo, ați spart gheața. Este incredibil de frumos că după atâta lockdown ați adus un timp frumos și un public, oameni cu suflet mare. Vă mulțumim frumos că ați organizat acest eveniment. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor susținătorilor, publicului care m-au votat. Să fiu sincer, nu m-am așteptat, pentru că multă lume spune faptele nu le vezi tu, dar le văd cei din jur. Vreau să mulțumesc echipei Cornelius, tot grupul nostru care este nu doar în Marea Britanie, și vreau să spun că anul 2020, nu știu, cred că am muncit mai mult ca toți ceilalți ani, fiind și din Londra, ne-am dus în Irlanda în 2020, ne-am dus în Olanda, Amsterdam, și când o treceți prin aeroportul nou din Amsterdam, să știți că acolo moldovenii noștri au montat toate geamurile. Când ați fi în St. Petersburg, să știți că cea mai înaltă clădire din Europa este Gazprom Tower, Lahta Center, care tot Cornelius UK, echipele noastre de moldoveni și mulți concetățeni din fosta Uniune Sovietică au montat 110 etaje de geamuri. Pe lângă geamuri, noi am mai diversificat puțin și nu suntem doar în construcții, dar suntem și în alimentația publică. Sunt sigur că ați auzit sau ați văzut brandul Regina Naturii. Mierea cei mai dulce care este în Moldova este o investiție care nu suntem doar peste hotare, suntem și în Republica Moldova, care o să o găsiți pe toate rafturile magazinilor. Și iarăși înapoi la 2020, mulțumim Domnului, a fost un an bun, ne-am extins și în România. Suntem acționari al Dulcenelă România, fiind în construcții, ne-am dus, cum am spus, în alimentația publică și a fost un an de succes. Succesul ăsta nu s-a întâmplat de unul singur, sunt mândru de o echipă puternică care face parte din tot Cornelius Group. Vreau să aduc mulțumiri mari, în primul rând, partenerului meu de business care este aici în sală. Să știți că un partener de business ți-l dă Dumnezeu. Unui moldovean eu, Ion Băuaru, care în sală aici este vrâncean, este din România. Și vreau să spun că nu contează de unde vii, contează să ai suflet, valori, ambiții, răbdare, credință, înțelepciune, și lucrurile se fac. Și de aceea vreau să mulțumesc tuturor și să doresc succes la tot publicul nostru.